canibalism, asexualitate și violență. O societate care se prăbușise. Ce s-a întâmplat aici? În 1972, John B. Calhoun a detaliat caracteristicile unei utopii gândite pentru șoareci, construită într-un laborator. Toate aspectele Universului 25, numele acestui model, au fost gândite pentru bunăstarea rozătoarelor rezidente, pentru a le crește speranța de viață și a le permite să se împerecheze. Hrană, apă și materiale pentru cuiburi existau din abundență. Universul era curățat regulat. Nu existau prădători. Temperatura era constantă. Era raiul sau poate că nu. 4 perechi de șobolani sănătoși, selectați din colonia de elită a Institutului Național de Sănătate, au fost aduse în prima zi. Rozătoarele au avut nevoie de luni întregi să se familiarizeze cu noua lume. Apoi au început să se reproducă, iar populația a crescut exponențial, dublându-se la fiecare 55 de zile. Erau vremuri bune. După ziua 315, în Universul 25 trăiau peste 600 de șobolani. Trecând unii pe lângă alții, spre locurile unde mâncau, beau și dormeau, creșterea populației a încetinit. Puii s-au trezit într-o lume cu mult prea mulți șobolani decât rolurile sociale pe care le puteau asuma. Masculii aveau o competiție puternică pentru a-și apăra teritoriile. Pentru mulți, era atât de stresant încât au renunțat. Cursul normal al comunității s-a stricat, iar odată cu el și abilitatea animalelor de a lega legături sociale. Femelele singure s-au retras în cuiburi izolate la nivelurile de sus. Ceilalți masculi pe care Calhoun i-a numit cei frumoși nu doreau să se reproducă sau să se lupte. Nu făceau decât să mănânce, să doarmă și să se curețe, prinși într-o introspecție narcisistă. Canibalismul, asexualitatea și violența au devenit endemice. Societatea șoarecilor se prăbușise. În ziua 560, populația a atins un maxim de 2200 de șoareci. Câțiva au supraviețuit în țărcării până în ziua 600, după care au fost puține sarcini și niciun supraviețuitor. Pe măsură ce populația încetase să se regenereze, calea spre dispariție era clară. Șoareci își pierduseră abilitatea de a se înmulți. Mulți dintre cei care se puteau reproduce, precum cei frumoși și partenerele lor retrase, își pierduseră capacitatea socială de a face acest lucru. În ziua 920 a fost ultima concepție. Ultimul șoarece a murit pe 23 mai 1973, la 4 ani și 10 luni după colonizare. Calhoun a spus mai târziu că vietățile muriseră de două ori. Prima a fost o moarte a spiritului și a societăților. A doua moarte a fost cea fizică. Nu a fost prima dată când etologul a construit o lume pentru rozătoare. Calhoun creează medii utopice pentru șobolani și șoareci încă din 1940, cu rezultate consistente. Suprapopularea duce la violență explozivă și activitate hipersexuală, urmată de asexualitate, autodistrugere și dispariție. În lucrarea sa larg citată, Densitatea populației și patologia socială, Calhoun a concluzionat: oricât de sofisticați suntem, odată ce numărul de indivizi capabili să îndeplinească rolurile sociale depășește cu mult numărul acestor roluri, pot urma doar violență și haos. A făcut apoi trimitere la un fenomen pe care l-a numit căderea comportamentală. Căderea comportamentală este dorința noastră de a fi în prezența altora, de a fi condiționat să căutăm să fim lângă alții și să fim atrași de mulțime, în ciuda conflictelor pe care le poate genera acest lucru. Pornind de la cercetările populare ale lui Calhoun, savanții au început să ceară restricționarea reproducerii, ca singur răspuns posibil la populația în creștere a lumii. Calhoun a fost mai optimist în privința viitorului. A susținut că pe măsură ce spațiul nostru fizic scade, suntem obligați să extindem un spațiu conceptual, rețeaua de idei și tehnologii. Mai târziu în cariera sa, a apelat la soluții posibile și a început să construiască universuri creative, care se reducă la minimum efectele nefaste ale supraaglomerării. Ce credeți? Suprapopularea este un pericol pentru omenire sau afectează doar rozătoarele? Și dacă da, ce poate salva psihicul uman?
Evitarea contactului vizual în locuri aglomerate este o strategie, dar este suficientă? Pentru a afla mai multe despre Universul 25 și impactul său cultural, citiți lucrarea lui Edmund Ramsden și John Adams. Veți găsi un link în descrierea de mai jos. Dacă vă place cum explicăm idei complicate prin animații simple, ne puteți sprijini. Accesați patreon.com/sprouts. Vizitați-ne, vedeți cum funcționează și ce puteți primi. Sperăm să ne vedem acolo! Dacă sunteți părinți sau profesori, vizitați-ne site-ul sproutschool.com. Acolo puteți găsi alte lecții video, resurse suplimentare și activități de lucrat în clasă.